Dublă sărbătoare astăzi în Episcopia Basarabiei de Sud. 6 ierarhi au târnosit paraclisul centrului eparhial din orașul Cahul, iar preasfințitul părinte Veniamin a sărbătorit 4 ani de la hirotonia în arhiereu. La eveniment au participat autorități centrale și locale din România și Republica Moldova. Slujba de târnosire a paraclisului Învierea Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Ierarh Spiridon a fost săvârșită de un sobor de ierarhi sub protia înalt preasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După sfințire, înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a explicat semnificațiile acestei rânduieli. Cel mai important moment este să știm că o biserică terminată de către oameni este un dar al oamenilor pentru Dumnezeu. Din moment ce Dumnezeu a intervenit prin Tatăl, prin Fiul și prin Sfântul Duh, acum tot ceea ce vedem aici este, după învățătura Sfintei noastre Biserici, cerul cel de pe pământ. Cum te vom numi pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cer? Că ești mai înaltă decât cerurile și le-ai adus pe Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ. De asemenea, pentru că suntem încă înainte de înălțare, în timpul învierii, lăcașul de închinare, spune Sfântul Maxim Mărturisitor în secolul 7, este laboratorul învierii. Deci este poarta cerului, este cerul pe pământ, antecamera împărăției lui Dumnezeu, Sfântul Nicolae Cabasila, spune secolul 14, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul explică cel mai bine de ce Biserica Sfântul Lăcaș este laboratorul învierii. Pentru că mai întâi de toate am amintit la început, când ierarhii și preoții s-au înveșmântat, am ieșit afară să-i mulțumim lui Dumnezeu să facă biserică din lumea aceasta. Cerul este bolta, iar pământul este biserica. În continuare, în pridvorul centrului eparhial, cei 6 ierarhi au oficiat Sfânta Liturghie în prezența reprezentanților autorităților centrale și locale din România și Republica Moldova, actitorilor și a numeroșilor credincioși din Cahul. Cuvântul de învățătură a fost rostit de înalt preasfințitul Părinte Teofan. Se împlinesc 4 ani din momentul în care preasfințitul episcop Veniamin a primit slujirea creștinilor ortodoxi români din această parte a Republicii Moldova. În faptele apostolilor, din cuvântul rostit astăzi, înțelegem că Sfântul Apostol Pavel împlinea în mod esențial 4 lucrări sfinte. Mergea din cetate în cetate, hirotonind preoți în biserici, întărea prin cuvântul său credința credincioșilor, alina sufletele oamenilor și aducea bucurie multă fraților de lângă el. Prin intermediul acestor 4 lucrări săvârșite de Sfântul Apostol Pavel, încercăm a înțelege lucrarea preasfințitului episcop Veniamin aici. Mergerea din parohie în parohie pentru a hirotoni preoți, a zidi biserici, a restaura pe cele existente, cu toată oboseala, dar și odihna sufletească care izvorăsc din această lucrare. În al doilea rând, propovăduirea Sfintei Evangheliei pentru a întări credința preoților din parohii și mănăstiri, credința credincioșilor. În cadrul slujbei, Părintele Protosinghel Casian Teodoreanu, exarh al mănăstirilor din cuprinsul Episcopiei Basarabiei de Sud, a fost hirotesit arhimandrit. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul Părinte Veniamin a citit actul de sfințire. Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și săvârșirea Sfântului Duh, au fost încheiate lucrările de renovare și extindere a sediului Episcopiei Basarabiei de Sud din municipiul Cahul, unde a fost amenajat și paraclisul cu hramurile Învierea Domnului și Sfinții Ierarhi Nicolae și Spiridon, făcătorii de minuni. Episcopia Basarabiei de Sud este succesoarea Episcopiei Cetății Albei Ismail, care a funcționat în perioada interbelică cu sediul la Ismail, fiind eparhie sufragană a Mitropoliei Basarabiei și având ca teritoriu canonic parohiile din sudul Republicii Moldova și din fostele județe Cetatea Albă și Ismail, aflate astăzi în Ucraina. Această eparhie istorică a Mitropoliei Basarabiei succede fostelor eparhii care au funcționat în acest spațiu din cele mai vechi timpuri, atât în jurisdicția Patriarhiei Ecumenice, e vorba de Episcopia Cetății Albe în secolul al XIV-lea, și Mitropolia Proilaviei în secolele XVI-XIX
cât și în jurisdicția Mitropoliei Moldovei, Episcopia Dunării de Jos, între anii 1864-1878. La sărbătoare a participat și preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, delegatul preafericitului părinte patriarh Daniel. Vă aduc bucuria preafericirii sale pentru acest eveniment deosebit și totodată binecuvântarea sa patriarhală. Preafericitul se bucură din suflet pentru ce s-a realizat aici. Preasfințitul Veniamin Goreanu a primit această sarcină nu ușoară, dar pe care se vede că Duhul Sfânt l-a întărit și a strâns în jurul preasfinției sale oameni de bine ca să restaureze aici dreptatea și istoria și să cheme pe fiii și fiicele bisericii noastre vorbitori ai dulcelui grai românesc, să îi păstorească, să îi îndrume și să îi conducă către propășire și către împărăția lui Dumnezeu. Pentru sprijinirea activității Episcopiei Basarabiei de Sud, preafericitul părinte patriarh Daniel a acordat o serie de distincții. Preasfințitul părinte Veniamin a primit Ordinul Sfinții Martiri Brâncoveni pentru ierarhi. Părintele protosinghel Efrem Docan a primit Ordinul Sfântul Ierarh Antimi Viranul pentru clerici, iar Ordinul Sanctus Stefanus Magnus a fost acordat preoților Ion Herța și Gheorghe Zabolotniuc. De asemenea, Ecaterina Bărbieru și Maria Guja au primit Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu, iar diploma anului omagial și comemorativ 2022 cu medalie a fost acordată consulului Anca Corfu și celorlalți binefăcători. Toți cei care au sprijinit ridicarea centrului au primit distincții de vrednicie. E o mare bucurie să vă avem în mijlocul nostru. Se împlinesc 4 ani de când dumneavoastră sunteți la Cahul, de când dumneavoastră aveți proiecte în derulare, în sprijinul românilor de pe ambele maluri ale Prutului, ocazie cu care vă adresăm sincere felicitări, vă dorim putere de muncă, sănătate, vă mulțumim pentru dragostea cu care ne primiți de fiecare dată, ne încurajați și sunteți alături de noi. La rândul său, episcopul Basarabiei de Sud a acordat ordinele eparhiale Crucea Sfântului Ioan cel Nou și Crucea Sfântului Ierarh Dionisie Erhan, principalilor contribuitori la ridicarea și înfrumusețarea centrului eparhial și a paraclisului târnosit în această zi.